Performanțele în Formula 1 vin din faptul că fiecare mișcare e gândită și exersată înainte, nimic nu se întâmplă la întâmplare și atunci acel schimb de cauciucuri și realimentare din timpul pit-stopului are loc impecabil, lipsit de accidente de cele mai multe ori și extrem de repede. România este o mașinărie care în ultimii 30 de ani și-a schimbat roțile în mers, reeșapându-și cauciucurile pe care le schimba în mers. A încercat să alimenteze în mers, risipa a fost uriașă, exploda combustibil din carburator, sâșnea fum negru pe țeava de eșapament și așa mai departe. Nimic n-a fost gândit, totul a fost făcut doar pentru a asigura cât de cât un avans. Cred că e momentul să gândim de două ori și să băgăm în viteza întâi, apoi a doua, și apoi a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea, și așa mai departe, o singură dată. Să gândim mult mai bine înainte. Din punctul acesta de vedere, e foarte important să construim în jurul resursei umane. E o problemă mare cu partea demografică în România. Reconstruibilă dacă reconsolidăm calitatea serviciului public, școală, spital, stradă, și așa mai departe, pe de-o parte. Mai departe, foarte importantă resursa energetică, pentru că cei care vor stăpâni energia vor reuși să-și alimenteze industria, să se încălzească, să se ilumineze, să poată să investească foarte mult în zona de cercetare. Cine stăpânește energia și resursa energetică va stăpâni și viitorul și, nu în ultimul rând, resursa agricolă și cea de apă. Valorificată superior de asemenea, nu ca exportator de grâne, ci ca furnizor de securitate alimentară, fie prin apă, fie prin alimente. Pe aceste trei direcții, România în următorii 20-30 de ani, cu un plan bine pus la punct și gândit acum, în următoarele luni, nu e nevoie de ani, ar putea să continue să existe.